Îl invit aici, alături de mine, pe un drochean de-al meu, e un tânăr talentat, este Damian Spinei, face facultate în Cluj și face senzație pe net. Salut! Ia uitați-vă! Bună ziua, bună ziua! Nu, dar ce căciulă faină ai și costum adevărat! Lână naturală. Ia loc pe canapeaua noastră. Bine ai revenit acasă. De câți ani ești în Cluj? Bine v-am găsit. Sunt în Cluj în apoca de 2 ani de zile. Fac facultatea Gheorghe Dima. De muzică. Și la specialitate pedagogie muzicală. Așa, o să fii domn profesor? Îmi ofer această calificare și chiar îmi doresc pe parcursul anilor. Se mai schimbă gândirea, atitudinile și idealurile. Și totuși reușești să faci și muzică, să îți croiești și o carieră solo în acest domeniu. Într-adevăr, câte melodii ai deja la activ? Îmi place foarte mult muzica populară. Când de mic copil mă desăvârșește și mă împlinește sufletește. Am cântat și muzică ușoară, am cochetat în cadrul unui band Crescendo Band. Am fost și la dumneavoastră. Dar față de muzica populară am o dragoste și o afecțiune aparte. Am acum prima mea piesă proprie, se numește Rândunică Rândunea. Aș vrea să menționez că textul acestei melodii a fost scris de către mămica mea, Aliona Rozovel, care este alături de mine la Cluj, face facultate de drept. La drept mama în... ta? Da, la doctorat. Doctoratul? Da. Ce frumos! Ia uite, în aceeași perioadă, într-un fel, studenții alături de, exact, de copil. Foarte frumos! Și locuiți acolo? Da, sigur. Și linia și aranjament muzical Ion Caranfil am înregistrat cu orchestra Mugurel condusă de Ion Dascăl. Așa, acasă, în Moldova. Acasă, în Moldova. Într-un fel e așa, un fel de... Fac naveta, mai vin de la Cluj, vin acasă, acum am venit de sărbători, să petrec alături de familia mea, alături de bunici. Bunicii sunt în Drochia. Bunicii sunt în satul Zăluceni, Răinul Florești. Am și bunicii în Drochia și... Înseamnă că ai unde să mergi. Asta exact. Este foarte, foarte bine. Ai reușit deja să lansezi acest... Și ai reușit și un videoclip să-l faci. E filmat nu în Moldova. Nu. Se vede deodată. E filmat în Bucovina și, într-adevăr, sunt niște peisaje foarte frumoase de nedescris acolo și... L-am filmat cu Ionel Mănăsterean din Suceava. Aha, după numele asta mi-am dat seama că la noi ori Ion, ori Băiușa. Ionel, noi nu avem. Înseamnă că e din zona românească. Cum a fost primit acest videoclip de către public? A fost primit foarte bine. Să știți că acest clip și acest cântec în general evocă realitatea vieții mele. Am vrut să exprim prin el, prin intermediul acestui cântec, nostalgia și dorul dintre mamă și fiu. Este un dialog dintre mine și Rândunică. Mama este plecată peste hotarele țării și copiii ei o așteaptă acasă. Ei, dar a fost cazul tău real? Da. Mama a fost plecată pentru o perioadă. Într-adevăr, a fost plecată ca să-mi asigură un viitor mai bun și... drumul pe care îl urmez acum, pasiunea mea, muzica. Și eu cred că este tare fericită mama de sacrificiul pe care l-a făcut, văzând, iată, rezultatele pe care le ai tu astăzi. E foarte fericită și foarte împlinită și se bucură enorm de mult de succesele mele și mulțumesc mult pentru asta, că mi-a fost alături, m-a încurajat mereu și mi-a dat un imbolt să merg înainte și să nu mă opresc. Așa să fie! Te invităm, dragule, să ne cânți această melodie, versurile scrise de către mama sa. Sper să vă placă vouă celor de acasă. Descoperim tinerele talente din țara noastră, îi încurajăm și sperăm să fie primiți și cu mare drag de către voi, cei de acasă și cei de pe internet, din lumea mare. Rândunică, rândunea, n-ai văzut pe mama mea, că tu vii din depărtare, nu ți-a dat nicio scrisoare. Rândunică, rândunea,
mea o. Toată viața agonisești, copilași să ți-i crești, măi. Mamă rază de lumină, mamă floare din grădină. Busuioc verde pe masă, o, candelă aprinsă în casă. Stropești gura uscată și de dor mult însetată. Rândunică, rândunea, când în stol tu vei zbura, să ștergi lăcrimioara arsă pe obraz urmă rămasă. Mamă rază de lumină, mamă floare din grădină. Busuioc verde pe masă, of, candelă aprinsă în casă. Vin, măicuțele, departe, căci băiatul tău cel mic e flăcău de-acum voinic. Ce de durere. Rândunică, rândunea, spre pământ când vii căta, roagă tu să vin acasă, că noi stăm cu minți la masă. Mamă rază de lumină, mamă floare din grădină. Candelă aprinsă-n casă.